Și în acest an, promovabilitatea în cea de-a doua sesiune a examenului de maturitate a fost un dezastru. Dacă în anii trecuți județul Giurgiu se afla în coada clasamentului la examenul de bacalaureat, în acest an, printre mediile obținute, Giurgiu se află pe primul loc în clasamentul național cu procent de promovabilitate de 50,21%. În urma centralizării datelor la nivelul Inspectoratului Județean Școlar, la Giurgiu au fost înscriși în a doua sesiune de BAC circa 1000 de elevi, din care s-au prezentat puțin peste 900, unul dintre ei fiind eliminat din cauza telefonului mobil pe care îl deține asupra sa. Au fost 457 de elevi care au promovat examenul, din care 359 cu medii între 6 și 6,99, în timp ce 10 dintre ei au obținut medii între 8 și 8,99. Din rândul celor respinși, 205 au ales să conteste rezultatul examenului, cei mai mulți în număr de 104 la limba română. Rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi afișate pe 5 septembrie, după ce, în zilele de 3 și 4 septembrie, vor fi soluționate contestațiile.